Salutare, lumea, sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta o să reacționăm la 12 cele mai periculoase jucării din lume. Cine știe ce o să vedem în acest videoclip. Dar dacă vreți și voi să aflați, trebuie să rămâneți până la final. Nu uitați, fraților, să apăsați acolo pe butonul subscribe. Și fraților, eu filmez toate episoadele acestea. Știu că n-am mai postat, voi o să observați că am o pauză pe canal. Vreau să vă explic asta pe scurt. Toate clipurile pe care le postez, nu înțeleg de ce, dar YouTube-ul nu mi le monetizează. Habar n-am de ce. Le dau să-mi solicite o examinare manuală și examinarea asta durează peste 7 zile și îmi pare rău, așa că decid să iau o scurtă pauză de la YouTube și decât să postez videoclipuri nemonetizate. Nu spun că nu fac asta de plăcere, doar că, până la urmă, munca mea este aruncată în gunoi, frate. Adică fac lucrurile astea pentru nimic. Până la urmă, plătesc editor, plătesc chirie, plătesc multe chestii și nu pot să fac chestia asta pe burta goală, așa că sper că înțelegeți această scurtă pauză, dar în această scurtă pauză nu stau în vacanță, o să filmez videoclipuri pentru voi în continuare și când o să revin în forță. Nu uitați să apăsați acolo pe butonul subscribe dacă vreți să continui cu canalul acesta și sper să mi se rezolve problema asta cu monetizarea. Nu înțeleg de ce mi se întâmplă, dar haide să nu mai vorbim despre asta și să intrăm în 12 cele mai periculoase jucării din lume. Let's go! Cui nu-i plac jucăriile? De la zornăitori și jocuri cu bile, la colecții uriașe de Lego sau figurine de acțiune. Jucăriile par să rămână o parte relevantă a vieții noastre pe tot parcursul ei. Siguranța însă este pe primul loc, sau cel puțin asta sugerează miile de reglementări pe care trebuie să le îndeplinească fiecare obiect care este folosit în scop pur recreațional de milioane de copii din întreaga lume. Totuși, de-a lungul timpului, unele jucării au reușit din diferite motive să evite tot procesul acesta riguros. Restul e istorie. De la degete arse la una dintre cele mai letale jucării care au existat vreodată. Astăzi vom explora o parte mai întunecată a copilăriei, aruncând o privire la top 12 cele mai periculoase jucării. 12. Cizmele selenare. Debutul filmelor SF din anii 40-50 au reușit să-și facă loc în inima publicului, inspirând sute de mii de copii să meargă pe urmele eroilor preferați. După lansarea cizmelor selenare, acestea au apărut în filmul Back to the Future, încălțate de nimeni altcineva decât legendarul Marty McFly, care le purta mândru prin piața orașului. Ceea ce avea să urmeze era deja scris în piatră. O mulțime de părinți au îngrămădit magazinele pentru a împlini dorințele arzătoare ale copiilor. Totuși, elanul fenomenului a fost curtat subit atunci când copiii au început la fel de subit să cadă, rupându-și glezne, genunchi, mâini și degete. Cu toate acestea, cizmele cu arcuri nu au fost retrase de pe piață, dar și-au construit o reputație nu tocmai plăcută în rândul părinților. 11. Stai-mă puțin, nu înțeleg, deci jucăria aia nu era în regulă pentru că nu puteau să meargă atât de bine copiii în timp ce o purtau. Nu înțeleg care-i treaba cu cizmele selenare. Erau cizme care se închideau pe picior într-un fel singure. Nu știu, nu prea am înțeles, dar că... Da, destul de nașpa, ce să zic. Nu i-aș cumpăra asta copilului meu. Cuptorul Easy Bake. Mă întreb, ce miroase atât de bine? Ei bine, probabil vei regreta că ai întrebat după ce îți spunem povestea din spatele acestei jucării. Cuptorul Easy Bake a fost o jucărie lansată de compania Hasbro, care le oferea copiilor din întreaga lume șansa de a deveni un bucătar adevărat. Ei bine, se pare că la scurt timp după lansare, au început să apară tot felul de plângeri cu privire la cât de periculoasă era jucăria. În perioada imediată, cei de la Hasbro au retras jucăria de pe piață, apoi au relansat-o doar pentru a o retrage complet a doua oară. În total, au existat peste 77 de cazuri de copii cu degete arse. Mai mult, una dintre fetițe i s-a amputat unul dintre degetele afectate. În prezent, compania a reușit să lanseze o versiune actualizată în care becul a fost înlocuit de un element electric inofensiv. 10. Bă, frate, da, totuși înțeleg tot conceptul jucăriei, că vrei să faci un cuptor cu microunde pentru copii ca să se prefacă că sunt mari bucătari și că vor să gătească nu știu ce. Dar, bă, frate, nu dai așa ceva la copii, pentru că copiii nu gândesc în momentul de față și își bagă degetele în ceva ce chiar încălzește. Bagă degetele, poate să... Doamne, nu, n-ai cum să previi chestia asta. Mai bine nu scoți jucăria deloc. Sky Dancers. Cine ar fi crezut că dansul ar putea deveni o activitate atât de periculoasă? La mijlocul anilor 90, Sky Dancers era o jucărie destul de populară în rândul copiilor din America. Jucăria consta într-o prințesă cu aripi care era lansată de pe un suport prin intermediul unei sfori elastice. Rezultatul, o prințesă zână care dansa în aer. Singura problemă?
Zânele își luau zborul la viteze destul de mari și aveau traiectorii greu de prezis. Înțelegeți unde bat, nu? Comisia de protecție a consumatorului au primit peste 170 de plângeri însumând răni precum orbire temporară, dinți sparți, o contuzie, o coastă ruptă și răni la nivelul feței, care au necesitat copci. Știți voi, când distracția te lovește, n-ai încotro decât să o lași. No. Bă, asta sincer mi se pare prostia copilului. Adică până la urmă tu scoți, cum, era o păpușă, trăgeai de o sfoară și mă gândesc că zbura în sus. Și aia că le-a picat în cap sau pe unde le-a... Prostia copilului, nu știu, nu mi se pare o jucărie chiar atât de periculoasă. Trebuie doar să ai grijă. Aquadați. Aranjezi mărgelele mici, le stropești cu apă și capodopera ta se va trezi la viață. Aaa, ții minte jucăriile astea, mereu mi-am dorit una când eram mai mic. Sună distractiv, nu-i așa? Ei bine, distracție nu ar fi cel mai potrivit cuvânt. Vedeți voi, formula care permitea crearea acestor opere de artă avea o componentă secretă, GHB. Acest compus chimic nu era nimic altceva decât notoriul drog al violurilor. După ce trei copii au intrat în comă în urma ingerării pieselor toxice, cei de la protecția consumatorilor au retras, fiți atenți, peste 4,2 milioane de turse acuadați. Nu vreau să-mi imaginez coșmarul legislativ care a fost iscat. 8. Creepy Crawlers. Dacă fetițele erau ocupate să se joace cu cuptorul Easy Bake, băieții aveau parte de o altă experiență cu totul diferită. Ei bine, poate nu chiar atât de diferită. Creepy Crawlers, jucăria lansată în 1960, le oferea copiilor ocazia să gestioneze propriul insectar, colecționând, modelând și învățând despre insectele preferate. Din păcate, pentru toți cei implicați, de data aceasta nu insectele aveau de suferit în urma schimbului de experiență, ci jucătorii. Jucăria consta într-o serie de matrițe sub forma unor insecte în care copiii turnau o substanță chimică lichidă numită plastic goop. Apoi, matrița era încălzită la 200 grade Celsius într-un cuptor în miniatură care venea la pachet cu jocul. Temperatura potrivită pentru a coace degetele oricărui copil curios. În plus, pe lângă sutele de plângeri cu privire la arsurile cauzate copiilor, s-a ajuns și la concluzia că plastic goop-ul era destul de toxic. Bă, frate, tu stai și te gândești cât de mișto au fost oamenii ăștia care au gândit jucăriile, că au zis, mamă, uite să vezi ce facem, să vedeți ce scoatem, inovăm toată industria jucăriilor și după dai de toți copiii ăștia care se accidentează. Da, frate, dar nu e prostia jucăriei, frate, că jucăria chiar a fost gândită cum ar trebui, nu? Și bine, nu au luat măsuri în privința siguranței, dar asta este tot, frate, doar trebuia să o folosești cum trebuie. Battlestar Galactica Colonial Viper. La sfârșitul anilor 70, cei de la Mattel au lansat o jucărie care să acompanieze succesul pe care serialul Battlestar Galactica l-au avut în Statele Unite. Toate lucrurile au luat o întorsătură greșită atunci când un băiat de 4 ani s-a gândit că ar fi o idee bună să îndrepte armele navetei înspre propria gură și apoi să tragă. Rezultatul a fost unul tragic. Băiatul s-a necat, iar jucăria a trebuit retrasă din magazine. Până în 1979, cei de la Mattel erau deja bombardați cu procese legale și li se cerea retragerea tuturor jucăriilor cu proiectile din magazine. De fapt, nava Battlestar Galactica Colonial Viper este motivul pentru care jucăriile cu piese mici au pe pachet semnul pericol de nec. 6. Hai mă, frate, uite, iar mi se pare o prostie. Adică, până la urmă, poți să te accidentezi și să te neci cu orice fel de jucărie. Acum n-ar mai trebui să mai vândă Lego, că s-ar putea un copil să înghită o bucățică de aia de Lego. Chiar nu mi se pare deloc corect. Și e prostia părinților, frate, că ți-ai lăsat copilul nesupravegheat și a tras cu ea în gură. Acum știu, o să săriți foarte mulți pe mine. Nu ai cum să supraveghezi mereu copilul. Trebuie să-l mai lași să se mai joace cu jucăria lui. Da mă, frate, dar nu poți să dai vina pe ei. Mă iau nervii, frate. Buckyballs. Ce poate fi mai interesant decât un joc cu magneți? Pentru pitici, să vadă două obiecte cum se lipesc unul de celălalt este pură magie. Imaginează-ți posibilitățile. Ei bine, o fetiță de 2 ani s-a lăsat purtat de imaginație și a încercat să înghită sferele magnetice. În total, aceasta a înghițit 28 de magneți Buckyballs. În urma ecografiei, medicii și-au dat seama că magneții s-au lipit unul de celălalt în stomacul fetiței, creând un cerc. Din fericire, aceștia au intervenit la timp și au reușit să salveze fetița. Nu același lucru poate fi spus și despre reputația jucăriei în sine. Cine ar fi lăsat așa ceva la îndemâna copiilor?
5. Din nou, este o jucărie atât de fun. Chiar văzusem, vedeam reclame la astfel de jucării cu magneți când eram eu mic și chiar îmi doream foarte, foarte mult. Mi se pare că am și cerut o dată de Moș Crăciun, dar nu mi-a adus niciodată. Uite-te și tu ce se întâmplă, că da, îți vine să înghiți niște birman. E prostia ta, nu este o jucărie periculoasă, frate, mă iau nervii. Păpușa Snack Time Cabbage Patch. Una dintre cele mai populare jucării periculoase este păpușa Snack Time Cabbage Patch. Cei de la Mattel, un nume care a apărut des în topul nostru de astăzi, au creat o păpușă cu fălci mecanice care putea să mestece tot ce îi se punea înainte. Pare ok la prima vedere, nu? Ei bine, aparent pe lângă cartofi prăjiți și morcovi, păpușa avea un apetit crescut pentru păr și degete. Firma a trebuit să ofere banii înapoi la cele peste 500.000 de victime care au fost mușcate de adorabila păpușă. 4. Lawn Darts. Ce poate fi mai inofensiv decât un joc de curte în care arunci săgeți în aer pentru a nimeri o țintă în timp ce ești alături de cei mai buni prieteni ai tăi? Ei bine, după ce 6.000 de copii s-au prezentat la spital cu răni serioase, cei de la protecția consumatorului au concluzionat că lansarea jocului nu a fost cea mai bună idee din lume. Din păcate, din cei 6.000 de copii care au fost răniți de săgețile din cadrul jocului, 3 au decedat. 3. Pistolul magic Ost. Bă, frate, nu, așa, păi în stilul ăsta ar trebui să închidă toate jucăriile. Până la urmă, orice jucărie este periculoasă, nu? Dacă e să o luăm așa. Frate, sunt jucării special făcute ca să faci chestia asta, trebuie să ai grijă. Nu, ei ceva ascuțit și, oare ce se întâmplă dacă mi-l dau un ochi? Stil. Fabricat la finalul anilor 1940, pistolul magic Austin a devenit rapid foarte popular. Acest dispozitiv era proiectat să tragă cu mingi de ping-pong, nimic ciudat până aici. Problema era că forța cu care arunca mingile era produsă de chimicale explozive. Reacția rezultată din contactul carburii de calciu cu apa producea o explozie adevărată. Și da, dacă vă întrebați, explozia apărea chiar la contactul carburii de calciu cu saliva. De atunci, jucăria a fost interzisă în Statele Unite și Canada, iar unele state au clasificat-o drept o armă de foc. Bă, sincer, uite, pentru prima dată în topul ăsta, cred, sunt de acord cu această jucărie să fi fost scoasă. Bă, chiar e periculoasă, uitați-vă și voi, asta să fie jucărie? Păi lasă-o în puii mei, dacă îmi văd copilul în curte că se joacă cu pistolul ăsta ucigaș, înnebunesc, frate, chiar eu mă duc și îl iau din mână. Adică nu se poate așa ceva. 2. Trusa CSI pentru examinarea amprentelor. Cui nu-i place să se joace de-a detectivul? Cei de la Planet Toys au împlinit visul oricărui copil atunci când au lansat trusa CSI pentru examinarea amprentelor. Totuși, toți aveau să fie dezamăgiți în 2007, când jucăria a fost retrasă de pe piață. Care a fost motivul? Ei bine, o organizație non-profit a făcut niște cercetări și a descoperit că trusa conținea asbest. Mai rău, conținea tremolit, o substanță și mai letală. În mod ironic, vinovatul a fost găsit fără folosirea unei amprente. 1. Mini hamace. Faceți cunoștință cu una dintre cele mai letale jucării care au existat vreodată. Nu glumesc. În anii 1980 au fost introduse mini hamacele pentru copii. Totuși, acestea s-au transformat rapid într-un coșmar, atunci când mai mulți copii au fost răniți și chiar uciși de capcana înșelătoare de nylon. Fabricate din fire de nylon subțire și fără bare de susținere care să regleze lățimea, mini hamacele s-au transformat în mecanisme de tortură, încălcindu-se în jurul copiilor și lăsându-i fără aer. Până la interzicerea lor, au reușit să ucidă 17 victime. Unul dintre copiii care au supraviețuit a rămas cu daune cerebrale permanente datorită lipsei de oxigen. Ce tragic! Acestea au... Mamă, da! Chiar ultima jucărie prea era o jucărie, sincer. Era efectiv un hamac, doar că mai mic și mult mai prost făcut. Da, dar chiar aici o să se încheie acest top 12 cele mai periculoase jucării din lume. Cu câteva jucării din acest top am fost de acord să fi fost scoase, cu câteva nu, ați văzut și voi. Până la urmă, nu știu, sfatul meu este să ai grijă, frate, doar trebuie să ai grijă. Pentru că dacă stăm să luăm așa, fiecare jucărie este periculoasă. Că dacă, uite, să luăm spre exemplu balsamul ăsta de buze, el, să ne imaginăm că e o jucărie. Gândiți-vă că un copil poate să-l înghită. Și atunci gata, trebuie să fie scos de pe piață. Gata, nu mai, mi-o omorâți copiii. Nu, adică ce? În reclamă spunea că te face mai frumos și că poți să te prefaci cu prietenele tale că devii prințesă. Nu, e ucigaș. Poate să-l înghită copiii.
și să moară. Gata, scoteți-l. Nu, frate, așa, dacă e să o luăm așa, fiecare jucărie trebuie scoasă de pe piață și nu sunt de acord cu chestia asta. Dar câteva chiar au fost super, super nasoale. Dar, în fine, s-a terminat videoclipul și dacă ți-a ajuns până în punctul acesta al videoclipului meu, vă rog să nu uitați să apăsați pe subscribe și pentru că vreau să ajung la 7 milioane de abonați. Păi, mie mi-a părut bine să vă revăd. Și voi pe mine mă gândesc. Nu știu când o să apară videoclipurile acestea, dar eu tot fac și strâng mai multe videoclipuri. Și când o să am monetizarea verde, atunci o să le vedeți și voi pe canal. Până la data viitoare, eu am fost Cristi.